Iubiți frați și surori, cu dragoste și cu bucurie vă aduc salutările Bisericii Elim din Atlanta, Iuda, versetele 20 și 21. Aș vrea să vă salut pe dumneavoastră, pe toți, frații slujitori, Domnul să-i binecuvinteze. Mă bucur să îmi revăd un vechi prieten, fratele Cristi, și gazda mea de data aceasta. Aș vrea să las un salut frățesc fratelui Cornel Avram și aș dori momentele care urmează să aduc un cuvânt de mulțumire. Săptămânile trecute, probabil lunile trecute, am apelat la dumneavoastră să ne ajutați în rugăciune pentru sora Tania Hanceri. Weekendul trecut pentru biserica noastră a fost un timp de jale. Sora Tania a lăsat în urmă 5 copii, cel mai mare de 11 ani, s-a îndreptat la Domnul. Una din dorințele ei era ca pe atunci când avea să se facă bine, să viziteze toate bisericile care s-au rugat pentru ea și să le adreseze mulțumiri. Mulțumirile au venit și la dumneavoastră, primiți-le și vă încurajăm ori de câte ori. Biserica este solicitată să stea înaintea Domnului. Faceți lucrul acesta pentru că ajută, este binevenit și binecuvântat de Domnul. Amin. Aș dori momentele care urmează să vă invit să urmărim împreună câteva versete din Scriptură. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Deschidem Scriptura în Evanghelia după Matei, în capitolul al 6-lea, de la versetul 25 până la versetul 34. Vom asculta din cuvintele Domnului Iisus Hristos, cuvinte de sfat, cuvinte înțelepte, cuvinte care au viață în ele înșile, care transmit viață și care duc povață. Domnul spunea, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însuși. Ajunge zilei, necazul ei, spunea Domnul Iisus Hristos. Amin. Vă invit să ocupați locurile și aș dori să împărtășim câteva gânduri, câteva sfaturi, câteva povețe sub acest titlu, sub acest imperativ. Nu vă îngrijorați, să nu vă îngrijorați. Era unul din lucrurile pe care le rostea Mântuitorul mulțimilor care îl ascultau și prin valoarea de cuvânt al vieții. Ecoul lor sună până astăzi și este valabil pentru noi.
Această introducere prin negație, să nu vă îngrijorați, vorbește de faptul că în om există o predispoziție să se îngrijoreze. Este ceva natural, dar nu este ceva normal ca să se comporte în felul acesta. Și ca să înțelegem mai bine, mergem în Psalmul 1, unde cuvântul lui Dumnezeu spune: ferice de omul care nu se duce, care nu se oprește, care nu se așează. Pentru că tendința omenească este să se ducă, să se oprească, să se așeze. Din punctul de vedere al îngrijorărilor, e normal, e natural, dar nu e normal să alergi la îngrijorare, să te scufunzi în ea. Atunci când îngrijorarea vine peste om, este ca o avalanșă nemiloasă, care nu ține cont de nimic și nu ține cont de nimeni. În calea ei toți sunt egali. De aceea, prea iubiților, se îngrijorează oricine. Se îngrijorează tinerii și se îngrijorează bătrânii, pentru că îngrijorarea nu ține niciodată cont de vârstă. Se îngrijorează atât bărbați cât și femei. Se îngrijorează și bogatul care are tot ce-i trebuie sau mai mult decât îi trebuie, dar se îngrijorează și săracul din bordeiul lui amărât. Pentru că îngrijorarea nu ține cont de afluența materială, trece peste ea, este irelevantă în calea ei. Se îngrijorează omul suspus în ierarhia socială și se îngrijorează, cum spunem noi, omul de rând. Pentru că îngrijorarea, de fapt, nu ține cont de o condiție socială pe care o dobândim în timp. Se îngrijorează oamenii oriunde. Stai acasă și te îngrijorezi. Unul din frații din Chicago, în biserica unde am slujit aproape 12 ani, a venit din vacanță și așteptam și eu să-l văd puțin mai relaxat, mai bronzat, mă rog, cum se vine din vacanță. Să avea o față, parcă a fost în Alaska, era tot amărât. Și m-am uitat la el și am fost în vacanță să-mi revin. Și am avut atâta timp, m-am amărât mai tare. Pentru că nu e vacanța o soluție. Îi părea rău de banii pierduți, îi părea rău de mai multe lucruri. Se trudesc oamenii și sunt îngrijorați la școală. Mi-aduc aminte de cele 5 fetițe, de la 11 ani până la un an. Mi-am dat seama că unele dintre ele pricep ce se întâmplă. M-am apropiat de a doua, probabil, dintre ele. Și am citit pe fața ei îngrijorarea. Copiii simt, se îngrijorează. Ne îngrijorăm noaptea, ziua, ne îngrijorăm dimineața. Și atunci, prea iubiților, când îngrijorarea acționează, ea are un mod foarte ciudat de a te prinde. De-aia, cred că fiecare dintre noi ne-am găsit prinși în mrejile ei. Pentru că ea se leagă întotdeauna de ceva obiectiv, de ceva real. Se leagă întotdeauna de ceva din trecut, din ce a trebuit să faci și n-ai făcut. Și câți dintre noi nu venim și spunem: ei, dacă pe vremea aia investeam eu, făceam eu lucru cu tare, ce bine era. Însă știe să-și întindă unul din tentaculele ei în viitor. Ce vom mânca și cu ce ne vom îmbrăca și cum vom trăi și unde vom ajunge. Și știe îngrijorarea să prindă și trecutul, să prindă viitorul și împreună să le ia ca două tampoane de tren și să strivească prezentul. Acesta este modul în care acționează. Întotdeauna are la bază ceva obiectiv, ceva practic, ceva necesar. Îngrijorarea pornește de la casă, pornește de la familie, pornește de la serviciu, pornește de la copii și de la viitorul lor. Însă are abilitatea aceasta, care vine din infern, ia un lucru real, îl transformă într-un monstru și ți-l aduce din nou împotriva ta, se întorc toate împotriva ta. De aceea, prea iubiților, trebuie să fim conștienți, omul care cade pradă îngrijorării își distruge și afectează negativ viața, relațiile și suntem atât de dependenți de relații. Mântuirea noastră ține de relații. Și aș vrea să citesc un pasaj din Scriptură unde îngrijorarea a afectat extrem de mult relația. În Evanghelia după Luca, în capitolul 10, 40 și 41, Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el, la Iisus, și i-a zis:
Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să-mi ajute! Probabil o fi recit, o fi spus lucrul ăsta și mai rapid când l-a spus. Drept răspuns, Iisus i-a zis, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu. Iată cum îngrijorarea acestei femei a pus într-o oarecare măsură în pericol relația ei cu Domnul și relația cu sora ei, relația verticală și relația orizontală. Aceasta este de fapt îngrijorarea. Acesta este unul din obiectivele ei. Să-ți ridici glasul către Dumnezeu, să-ți ridici degetul arătător, să întrebi, să reproșezi. Și o facem în multe rânduri, pentru că suntem pradă îngrijorării. Ne uităm în jur și nu mai este frate și nu mai este soră. Este ăsta și aia. Pentru că am căzut pradă îngrijorărilor. Și știe îngrijorarea să ne ia și să ne facă din viața noastră un teren de manifestare a ei. Pentru că, iubiților, îngrijorarea atacă și afectează viața în întregime. Iar dacă ea intră printr-un domeniu, ea intră prin poarta financiară, prin poarta relațională, intră prin dimensiunea spirituală, însă odată ce a intrat în ființa umană, se extinde ca un flagel, ca un parazit și cuprinde viața în întregimea ei. Și apoi tot ce înseamnă ființa ta umană este sub controlul îngrijorărilor, la dispoziția lor. De aceea spunea Domnul Iisus Hristos, nu vă îngrijorați de viața voastră. Nu spunea nu vă îngrijorați de banii voștri, nu vă îngrijorați de relațiile voastre, pentru că știa Domnul, care era deasupra tuturor lucrurilor, că odată ce te-a cuprins, când nu mai ai bani în buzunar, când nu mai ai bani în bancă, când știu eu ce lucruri altele se întâmplă în viața ta, și a reușit îngrijorarea să-și planteze sămânța acolo, știe că va produce rod și știe că rădăcinile ei, știe că ramurile ei te vor cuprinde și vei fi un produs al ei. De aceea această poruncă a Domnului Iisus Hristos este lămurită, să nu vă îngrijorați de viața voastră. Și mă rog, Doamne, ajută-ne la aceasta. Să nu vă îngrijorați de viața voastră. Iar porunca aceasta este dată pentru că orice îngrijorare nu poate ajuta niciodată la nimic. Nici o îngrijorare nu are nimic bun în ele. Dar, pentru că are abilitatea ei de a lucra, transmite o impresie de satisfacție și de împlinire oarecum în viață. De aceea spunea Domnul Iisus Hristos, și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Adică, în alți termeni, spunea, bine, bine, nu vă puteți despărți de îngrijorare. Am înțeles lucrul ăsta, dar ia îngrijorați-vă să vedeți ce faceți cu îngrijorarea, unde vă duce îngrijorarea. Din pasajul anterior, din Evanghelia după Luca, ne aducem aminte despre mama Domnului Iisus Hristos, care ne dă un mesaj foarte, foarte interesant. Îngrijorarea a devenit și a început să ne cucerească, în sensul că dacă nu te arăți îngrijorat, nu arăți că-ți pasă. Și ați reținut expresia aceea pe care o spune Maria, te-am căutat cum? Cu îngrijorare. Bine, era normal să vă căutați pruncul, dar îngrijorarea ce a căutat în căutare, pentru că atunci când aceste două se combină, nu e cea mai bună compoziție de a reuși ceva în viață. De aceea aș vrea să observați că atunci când omul se îngrijorează, el îl ofensează pe Dumnezeu. El îl ofensează pe Dumnezeu. Cum? În Evanghelia după Ioan 10:10 ni se spune, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Slăvit să fie numele Domnului. Am venit ca viața voastră să fie o viață trăită din plin. O viață care să aibă sens. O viață care să aibă frumusețe. O viață care să simtă părtășia cu Dumnezeu. O viață care să simtă călăuzirea Duhului Sfânt. O viață care să te aducă în părtășia frățească. O viață care să-ți prezinte viitorul împreună cu Dumnezeu. De aceea am venit, spunea Domnul Iisus Hristos. Și atunci când năvălesc îngrijorările, tu de fapt îi spui lui Dumnezeu, da, mi-ai spus lucrul ăsta, însă mă uit la îngrijorări mai mult ca la tine. De aceea există o soluție, o rețetă pe care o recomandă omului Dumnezeu Petru, spunând, aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși ce face?
îngrijește de voi. Prea iubiților, acest verset sugerează o idee foarte importantă pe care aș vrea să o dezvolt în câteva gânduri, în câteva idei. A te îngrijora nu este întotdeauna sinonim cu irresponsabilitatea. A nu te îngrijora nu este întotdeauna sinonim cu indiferența, cu ignoranța, cu lenevia sau cu falsa încredere. E o diferență între a te îngrijora și a te îngriji. Și unii oameni cad în panta îngrijorărilor și se aruncă într-un abandon și spun, nu mă mai îngrijorez de nimic. În realitate, el spune, nu mă mai interesează și nu mă mai îngrijesc de nimic. Scriptura face o diferență clară, lămurită în direcția aceasta. Îngrijorarea este condamnată de Dumnezeu și întotdeauna în viața unui om, ea este destructivă. Nu produce nimic, nu aduce nimic, consumă timp, consumă energie, aduce agitație. Pe când, atunci când vorbim despre îngrijire, Scriptura ne recomandă, Dumnezeu recomandă îngrijirea, ea este întotdeauna constructivă și întotdeauna va aduce rezultate vizibile în viața credinciosului. De aceea spunea cuvântul lui Dumnezeu în cartea Proverbelor, cine îngrijește de un smochin, va mânca din rodul lui. Dar dacă omul se uită la smochinul lui și spune, băi, e seară, oare dacă mă duc să mă culc, nu vin hoții să-i fură roadele? Oare ce se întâmplă cu smochinul ăsta dacă, știu eu, bate un vânt și-i cad roadele la pământ? Și dacă stă omul să se îngrijoreze, nu ajută la nimic. Dar dacă se îngrijește și la timpul potrivit face ce trebuie făcut, vine ziua în care mănâncă din rodul smochinului. De aceea aș dori să observăm în acest pasaj trei direcții în care îngrijorarea atacă pe om, în care îngrijorarea te atacă pe tine, în care îngrijorarea atacă pe credincios, în care îngrijorarea atacă pe omul născut din nou. Și tot în aceste trei domenii, îngrijorarea trebuie combătută, trebuie confruntată, trebuie respinsă. Primul aspect pe care aș vrea să-l menționez este în versetul 25. Nu vă îngrijorați, dar gândindu-vă. Îngrijorarea, în primul rând, contaminează și afectează gândirea umană. Gândirea umană. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că, și în general, experiența umană, alături de Scripturi, ne spune că această componentă, acest spațiu al ființei umane, gândirea, este cel mai larg spațiu pe care îl avem noi. Cine poate să-și imagineze unde ajunge un gând? Ajunge în spațiu, ajunge în cerul la Dumnezeu, ajunge în toate dimensiunile. Este de asemenea și cel mai ascuns spațiu al ființei noastre. E greu să-ți dai seama ce gândește un om, dar el gândește. De asemenea, este și cel mai activ segment al ființei noastre. Acolo se petrec o mulțime de procese. Scriptura spune că în mintea noastră gândurile se învinovățesc și se dezvinovățesc între ele. E o activitate permanentă. Gândul hrănit mai bine câștigă. De aceea spune Scriptura că această dimensiune este vulnerabilă la îngrijorare. Este ușor accesibilă la îngrijorare. Și odată ce a fost contaminată gândirea unui credincios, acolo apare dezamăgirea, acolo apare frica, acolo apare rușinea. Poate fi contaminată, poate fi afectată. Apostolul Pavel spunea credincioșilor din Corint, în direcția gândirii lor, următoarele lucruri. Mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este în Hristos Iisus. Mi-e frică, pentru că s-ar putea prin îngrijorare ceea ce era un gând sădit bine în mintea ta să poată fi afectat, să poată fi contaminat. Deși altădată gândeai bine, deși altădată iubeai biserica, deși altădată iubeai slujirea, dintr-o dată numai l-auzi, nu-i chiar așa. Sunt semnale că ai fost cucerit de îngrijorare. Altădată nu-ți ajungeau timpul de părtășie și de închinare cu frații. Acum nu mai ai timp. Acum în mintea ta a apărut un gând care spune, hai mă, las-o, dar ce, toți vin toate programele?
Ăsta e semn de îngrijorare. Ăsta e semn de apăsare. Este semnul că a început să se strice gândirea curată și a început să se strice fiind înlocuită de alte gânduri. Indiferent cât de curată ar fi o gândire la un moment dat în viață, ea poate fi atacată de diavolul. Scriptura ne vorbește despre Iuda, despre Iuda care a fost pradă unui asemenea proces. Diavolul a pus în Iuda gândul să-l vândă pe Iisus. De unde a apărut trădarea lui Iisus Hristos? De la un gând, care mai târziu a dezvoltat mai departe atitudini și acțiuni, pentru că o gândire odată contaminată, ea nu rămâne acolo. Ceea ce astăzi este doar în mintea ta despre partenerul de viață, ceea ce astăzi este în mintea ta despre frați și surori, despre lucrurile din jurul tău, te asigur că e o problemă de când, nu de dacă, va deveni o acțiune practică în viața ta. Pentru că spune Scriptura lămurit în felul următor: voi aduce peste poporul acesta o nelegiuire care va fi nu altceva decât rodul gândurilor lor, spunea Ieremia. Ce se întâmplă? Gândești rău, gândești detrimentar, gândești pătimaș despre o persoană. Sau ți-a prins îngrijorarea gândurile. Și în momentul acela se petrece ceva acolo. Și va veni vremea când vei mânca rodul gândurilor tale. Nu există accidente în acțiuni și în atitudini. Este limpede dovedit. Noi nu putem să spunem, ups, I say it. Păi ai spus-o că undeva în lăuntru tău gândurile au fert vorba aia mult, până ai scos vorba aia murdară. Și vom veni și la acest aspect. În gândurile tale de multe ori ai adresat-o. Ai adresat-o în mașină singur, ai adresat-o la școală, ai adresat-o la oriunde ai fost. Pentru că, psihologic vorbind, nu există nimic care să nu se nască în mintea omului. De aceea acolo atacă îngrijorările prima dată și spun, dacă l-am prins pe omul acesta, viața lui este în mâinile mele. Deși viața devine contaminat omul la nivelul gândirii de îngrijorări, viața devine anevoioasă, devine grea, devine dificilă. 3 ore duminica dimineața sunt o imensitate de timp. A sluji înseamnă foarte mult sacrificiu. E doar aici. Când a pus mâna îngrijorarea pe mintea ta. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii își recapătă o orientare greșită atunci când îngrijorarea le-a captat gândirea. Dumnezeul lor este pântece și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Este procesul gândirii care le schimbă inclusiv conceptul despre Dumnezeu. Este produsul îngrijorărilor. Și asta poate duce până la o rătăcire în credință. De aceea spunea cuvântul lui Dumnezeu în cartea Proverbelor, în adevăr, cei ce gândesc răul, se rătăcesc, n-au cum să ajungă. De aceea, la nivelul gândirii, se poartă marea bătălie împotriva îngrijorărilor din viața unui credincios și acolo trebuie câștigat înapoi. Apostolul Pavel, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, se aliniază cu ceilalți oameni a lui Dumnezeu, oameni de credință, și scria bisericii din Corint în direcția aceasta: noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Acesta trebuie să fie dezideratul bisericii Happy Valley, bisericilor creștine din lumea aceasta, când îngrijorarea ți-a pus hamul pe gândire, când ți-a prins gândirea în tentaculele ei, când a venit cu avalanșa peste ea, aliniază-te cu oamenii de bine și caută să stai împotriva gândurilor minții tale, împărtășia frățească. Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Poate fi biruită îngrijorarea la nivelul gândirii, pentru că în fiecare dintre noi este lăsat de Dumnezeu. Am fost creați în felul acesta, cu această capacitate de a controla și de a ne coordona gândirea, prea iubiților. Gândurile noastre și noi înșine ca persoană nu suntem prada și victima filozofiilor din jurul nostru. Nu suntem prada tentațiilor din jurul nostru, a unor porniri pătimașe, a unor gânduri trecătoare,
Scriptura ne spune că noi suntem fii de Dumnezeu, binecuvântat să-i fie numele. Și fiul meu seamănă cu mine, iar fiul lui Dumnezeu seamănă cu Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. La nivelul gândirii tale, îngrijorarea poate fi doborâtă. Acest mod de gândire, această mentalitate de a te ridica împotriva îngrijorărilor, nu este o problemă doar de educație, nu este o problemă doar de șansa vieții, ci este o problemă de părtășie, de relație cu Dumnezeu. Spunea omului Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Dacă mai devreme se spunea că oamenii aceștia se gândesc la lucrurile de pe pământ, înseamnă că lucrurile de pe pământ pun mâna pe gândirea lui și formează un mod de gândire și de viață. Atunci când omul se gândește la lucrurile de sus, lucrurile de sus devin stăpânele gândirii vieții lui. Și omul gândește în termeni duhovnicești. Domnul gândește în termenii și în gândirea lui Dumnezeu. Omul are o perspectivă binecuvântată. De aceea mă rog, la nivelul gândirii noastre, Dumnezeu să ne dea biruință în numele lui Iisus Hristos. Da, îngrijorarea atacă gândirea, este foarte adevărat, însă la nivelul gândirii, prin relația cu Dumnezeu, prin părtășia și unitatea frățească, biruința este de partea noastră, slăvit să fie numele Domnului. Cel de-al doilea domeniu care este afectat de îngrijorare este prezentat în versetul 31. Nu vă îngrijorați, dar zicând. Adică îngrijorarea pune mâna pe vorbire. Atunci când la nivelul gândirii ai scăpat-o, următorul domeniu al existenței noastre este vorbirea. Ea se materializează în vorbire și are cam aceleași subiecte, nu? Cam ce spune Domnul Iisus Hristos să nu vă îngrijorați gândindu-vă, cam tot același lucru spune să nu vă îngrijorați vorbind. Now, acum, problema este mult mai complexă. Am ajuns în ultima vreme în niște clinici de specialitate, unde sunt oameni care vorbesc singuri. Și unul din profesori ne spunea, domnilor studenți, nu e o problemă când vorbești singur, e o problemă când îți răspunzi la ce vorbești singur. Ei, pentru oamenii care vorbesc singuri nu e o problemă, dar de obicei, a vorbi implică comunicare și comunicarea implică încă o persoană alături de tine. Asta înseamnă că îngrijorarea din tine, nu numai că te-a contaminat pe tine, mai contaminează pe unul. Și asta e deja un pas destul de departe. Scriptura spune că din prisosul inimii vorbește gura. Știți care au fost cuvintele anului 2008, 2009, 2010? Nu știu cum le-au măsurat ăștia, dar au ajuns cu un sondaj de opinie. Cuvântul? Economie. Toată lumea a avut treabă cu economia. America era plină de economiști și o economie în faliment. Toată lumea vorbea de economie. De ce? Pentru că toată lumea memora, toată lumea vorbea. Era cuvântul economie. A căzut economia. Vai ce economie. Se nenorocește economia. Ei, prea iubiților, când vorbirea a fost și devine subiectul îngrijorărilor, este automat alături de tine cel puțin o persoană, dacă nu două, trei, zece. Și lucrul acesta devine din ce în ce mai contagios. Haideți să luăm un exemplu din Scriptură, ca să vedeți cât de vulnerabil suntem la nivelul vorbirii în ce privește îngrijorarea. Mergeau doi ucenici pe drumul Emausului, într-una din cele mai glorioase zile a istoriei omenirii. Ziua când a înviat Hristos Domnul. Ziua în care nu se bucură omenirea, dar se bucură cerul. O zi aparte în istoria existenței noastre. Și totuși doi oameni mergeau și vorbeau între ei tot ce se întâmplase. Vorbeau lucruri, cum am spus la început, reale. Ce s-a întâmplat în Ierusalim? Cum l-au prins pe Domnul, cum l-au judecat, cum l-au condamnat, cum l-au omorât. Pe când vorbeau ei și se întrebau, întrebările astea îmi place să le interpretez în sensul de pe când își turnau îngrijorare unul în altul, mai multă, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Cine era lângă ei?
Hristos Domnul. Dar după o conversație în care și-au pus unul în altul îngrijorare, cum să-L mai vadă pe Hristos că e acolo? Cum să spună rabunii? Cum să spună stăpânule? Cum să se roage înflăcăratul credincios care până la biserică, care toată săptămâna a tot vorbit de faliment, a tot vorbit de alții și au turnat unul în altul îngrijorare, spaimă, au bârfit, au vorbit lucruri care n-au trebuit să le vorbească. Cum să vină să se roage împreună când erau pe o mână? N-au mai putut. Acolo era Iisus Hristos. Și îmi place să cred că, deși nu... Conclud, dar nu-mi place să cred, conclud faptul că de foarte multe ori oamenii ajung în părtășie, dar fiind foarte îngrijorați, nu reușesc să-L cunoască pe Domnul. Predică câte un frate, cântă câte cineva, e o cercetare în biserică și el este mai rece ca mobila pe care stă. De ce? Pentru că a reușit să vorbească cu celălalt în așa fel încât să-și încarce inima și mintea de îngrijorare. Pentru că mintea lor nu era învierea lui Hristos, mintea lor erau portofolii în Israel. Și îngrijorarea a pus mâna pe ei. Apoi, spune Scriptura, drept răspuns, unul din ei s-a adresat Domnului și a spus: Tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Iată că realitatea din Ierusalim a devenit subiectul interpretării lor. În mintea lor îngrijorarea stăpânea. Hristosul înviat era lângă ei, iar ei nu-L puteau să-L vadă datorită interpretărilor, pentru că îngrijorarea știe să ia o realitate și, spuneam la început, o transformă într-un monstru și ți-o aduce în față. Și oamenii aceștia erau orbiți să vadă, le erau ochii închiși, baricadați. Oare câți dintre noi, prea iubiților, nu trecem pe lângă revelațiile lui Dumnezeu? Nu trecem pe lângă părtășia binecuvântată a lui Dumnezeu? Ia ascultați-i ce spun, plin de îngrijorare. Am să citesc într-un ton care îl anticipez eu că l-au cam avut. Ba, încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Să uitau, știu eu ce-o fi văzut alea acolo? Ele s-au dus zis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Aia e atitudine de ucenic care îl aștepta pe Domnul? Aia e atitudine de om care a ascultat cuvintele lui Hristos? Numai de un om îngrijorat și doborât de îngrijorare, care nu mai are valoare nici revelația altuia, care nu mai are valoare nici cuvântul altuia, pe care dacă te duci să-i vorbești în numele lui Hristos, nu te ascultă, pentru că îngrijorarea i-a cuprins inima. Și mă rog, prea iubiților, în discuțiile noastre, să stăpânească Dumnezeu. Și atunci când ne-am întâlnit cu un om și când am luat telefonul și am vorbit, mă rog ca linia aceea acolo, în afară de serviciile secrete care o ascultă, să fie Duhul lui Dumnezeu prezent acolo. Pentru că tare ar fi altfel părtășia bisericii. O, tare ar fi altfel rugăciunea. Și n-ar mai fi ora de rugăciune. Când spune că de unul ora, ai impresia că iau un bolovan mare în brațe. E o oră. Păi unitatea de măsură a rugăciunii pe Scriptură care este? Ceasul, nu? Domnul Iisus Hristos spunea un ceas, n-ați putut vegea. Prin urmare, deducem faptul că măsura de rugăciune este ora. Câți dintre noi o respectăm? Sau o împărțim pe o săptămână ora? Împărțim pe o săptămână. Concluzia acestui pasaj din Luca 24 este că cel mai mare act de dragoste a lui Dumnezeu, într-una din cele unica zi frumoasă pentru omenire, a fost subiectul îngrijorărilor dintre doi ucenici. De aceea mă rog ca Domnul să ne curățească la nivelul acesta. Cum putem confrunta această îngrijorare la nivelul vorbirii? Biblia în primul rând ne spune cu caracter preventiv: oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor rostit, care vor fi rostit. Am o întrebare, cuvintele îngrijorării sunt folositoare sau nu? Răspund tot eu pentru fiecare: nu sunt folositoare. Și orice îngrijorare va fi socotită de Dumnezeu. De aceea, prea iubiților, aș avea o sugestie care are ancore în Scriptură. Nu contextele din jurul nostru, nu economia, nu politica, nu armata decid vorbirea noastră, ci vorbirea noastră influențează contextul în care suntem. Du-te la un om bolnav la spital și spune: a, frate,
Știu, eu am cunoscut pe cineva care tot așa, dar nu multă vreme, a murit. Du-te și spune așa. Dar du-te acolo la capătul bolnavului și vorbește de Hristos. Du-te acolo și vorbește despre speranță. Vorbește celui care a pierdut în business totul. Spune-i că dacă a pierdut în business totul, a rămas Dumnezeu pe tron. Folosește o vorbire care să fie călăuzită de Dumnezeu, pentru că Scriptura spune, cuvintele voastre, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, vorbirea voastră să fie totdeauna cu har și dreasă cu sare. Nu știu cum am tradus sare, am tradus sour, sau nu știu cum, dar a ajuns câteodată oamenii să-și toarne apăsare unul cu vorbele altuia. Bă, nu merg lucrurile, nu merge, nu merge, nici la mine nu merge. Și vezi două fețe de alea care mă gândesc, oare dacă îi pune să se roage împreună, oare ce-ar face? Pentru că îngrijorarea cuprinde inima și oamenii devin subiectul contextelor și nu contextele devin subiectul oamenilor. Păi, prea iubiților, dacă s-ar lua misionarii care sunt prin India, prin țările astea pe unde e prăpăt, dacă te-au auzit că ești creștin, să se ia ei după ce spun guvernele țărilor lor, păi ar sta fraților în mijlocul bisericilor noastre. Dar oamenii ăia se duc și propovăduiesc Evanghelia lui Iisus Hristos. Unul din profesorii seminarului, pe nume Hong Yang, un om venit din China, a spus că el e într-un oraș mai mic din China, vreo 3 milioane de locuitori cam. Cam așa spunea el. Omul ăsta spunea, Pastor Owen, la noi în China, o biserică înseamnă 5, 7, 10 membri, unul care stă afară și ne păzește, nu cumva să ne prindă, și întotdeauna o cale de ieșit din încăperea aia înainte de a ne prinde. Pentru că închisoarea în China este de la 10, 15, 20 de ani. Au fost familii, spunea el, care au luat pe soț la închisoare. Și soția s-a dus mai departe la biserică. Și între timp a venit soțul acasă, dar ăștia au arestat soția și au trimis-o în pușcărie. Și oamenii ăștia nu s-au văzut 10 de ani. Pentru că oamenii aceștia nu s-au uitat la contexte, ci s-au uitat la Dumnezeu. Oamenii ăia au știut că Dumnezeu este împreună cu ei, slăvit să fie numele. De aceea în Statele Unite, de aceea oriunde pe fața pământului, aș dori ca Duhul lui Dumnezeu să călăuzească vorbirea noastră, să fie o vorbire binecuvântată, o vorbire care să vină de la Dumnezeu. Era o mare criză, o mare criză pe mare, și se ridică omul lui Dumnezeu Pavel și în criza aceea care era acolo, oamenii nu mâncaseră de multă vreme, era o condiție critică, observată bine de apostolul Pavel. Însă Pavel n-a început să le vorbească, lăsați că ajungem noi la mal și vânăm ceva și o să vină cineva să ne dea de mâncare. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor, a găsit momentul potrivit al intervenției și a zis, oamenilor trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta, ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri. Iată elementul relațional în comunicarea lui. Vom fi toți împreună. Uitați-vă la voi, nu o să piară niciunul. Dar urmează elementul esențial, care este elementul spiritual și nu va fi altă pierdere decât corabia. Și ascultați aici, un înger al Dumnezeului căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte. Ce-au făcut ucenicii pe drumul Emausului? Ci că un înger li s-ar fi arătat. Iar ăsta spune, un înger al Dumnezeului mi s-a arătat azi noapte. Aș vrea să te întreb, atunci când te întâlnești cu prietena ta, prietenul tău, cu fratele tău, ce pui înăuntru lui prin vorbire? Te lași condus de context, determinat de împrejurare, sau determini împrejurarea prin cuvintele tale? Pavel Apostolul s-a ridicat în fața oamenilor din corabie și le-a spus, practic, tot ce vă spun, vă spun pentru că mie mi-a vorbit Dumnezeu. Mă rog ca fiecăruia dintre noi, prea iubiților, să ne cerceteze Dumnezeu cu cuvinte alese. Să ne cerceteze Dumnezeu cu cuvinte care să aibă har și să aibă binecuvântarea Lui. Ultimul lucru pe care aș vrea să-l menționez în ce privește atacul îngrijorărilor este trăirea. Cuvântul lui Dumnezeu spunea lămurit, aceste lucruri neamurile le caută. Biblia vorbește în cartea Psalmilor, neamurile, ce fac? Se frământă.
Popoarele muncesc degeaba și neamurile se turdesc pentru foc. Punând în antiteză sau în contrast ce caută poporul lui Dumnezeu și ce caută celelalte popoare. Prea iubiților, viața noastră este reprezentată de o căutare permanentă. Și neamurile despre care vorbea Domnul Iisus Hristos au căutat. Și au căutat să zidească, au căutat să adune, au căutat să agonisească. Au căutat relevanță, au căutat o identitate puternică, cum am auzit mai devreme. Însă au căutat o identitate care nu era ceea ce Dumnezeu voia să le dea. Și la nivelul acesta aș dori să fac referință la câteva lucruri foarte bine prezentate de Domnul Iisus Hristos, care ne ajută să confruntăm îngrijorarea la nivelul trăirii noastre. Primul lucru despre care trebuie să înțelegem sunt principiile vieții. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Ce înseamnă aceasta? Primul lucru este principiul dumnezeiesc pe care trebuie să-l ai în viață. După ce ne-am însușit bine principiul, funcție de principiu, ne rânduim prioritățile vieții. Întâi cele spirituale, cele familiale, cele relaționale, sociale și așa mai departe. Și în baza corelării dintre principii și priorități sunt promisiunile lui Dumnezeu, care sunt cuprinse în expresia aceasta. Celelalte lucruri vi se vor da cum? Pe deasupra. Prea iubiților, noi toți ne uităm la ce este pe deasupra. Și uităm că pentru a fi ceva deasupra trebuie să fie ceva de desubt. Nu? Nu poți să așezi obiectul ăsta undeva și să spui l-aș da pe ceva. Cade, n-are nimic. Dacă l-ai pus aici, are ceva. Ei, ochii credincioșilor sunt îndreptați către ce este deasupra. Prea iubiților, deasupra implică ca ceva să fie de desubt. Și la baza tuturor lucrurilor sunt principiile lui Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să ne ajute să ne le însușim. Apoi sunt prioritățile care sunt determinate de principii. Știți de ce unii nu sunt la închinare astăzi? Pentru că n-au înțeles principiul închinării în casa lui Dumnezeu și au avut alte priorități. Știți de ce se întâmplă de multe ori să falimentezi? Pentru că îți stabilești priorități care au ca referință persoana, dorința și aspirațiile tale și n-au ca referință principiile lui Dumnezeu. Și pe deasupra ce să mai primești? O disciplină de la Dumnezeu. Și când primești disciplina, e tot pe deasupra venită, că nimeni nu așteaptă, nu? Ei, dar nu prea convine lucrul ăsta. Și Dumnezeu știe să așeze ce trebuie deasupra. Prea iubiților, atunci când căutarea noastră va fi după voia lui Dumnezeu, vom clădi lucruri solide. Spune Scriptura despre un om care și-a zidit casa pe stâncă. Pentru că a știut să așeze principii, a știut după principii să stabilească priorități și a venit furtuna. Și casa lui a rămas în picioare. Aș dori să închei în această dimineață. Și așa cum am spus la început, aș dori ecoul acestor cuvinte ale lui Dumnezeu să răsune în inimile noastre. Pentru că aceste cuvinte, prea iubiților, nu sunt o expunere a unui om. Eu îmi place să cred că acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu pe care Dumnezeu a vrut să ni le adreseze în această dimineață. Sunt încredințat că în locul acesta sunt oameni care au venit cu îngrijorări și mă rog ca Domnul să te elibereze de îngrijorare. Sunt oameni care probabil sunt împovărați în gândurile lor, cu tot felul de întrebări. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să pună ordine în gândirea ta. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să pună ordine în vorbirea ta. Sunt oameni care au vorbele îngrijorărilor, în lăuntrul lor, care vin din gândirea lor și o vorbă, un gând, o vorbă, produce o faptă. Ce poate să înfăptuiască omul ăla? Să facă o căutare care dovedește îngrijorarea lui. Iar omul lui Dumnezeu spunea, da, noi suntem vulnerabili. Însă vulnerabilitățile noastre au un numitor comun. Spunea Apostolul Pavel în Epistola către Filipeni, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Iisus Hristos. Amin. Mă rog în această dimineață, Dumnezeu din ceruri, îndurarea Lui și dragostea Lui, să ne păzească de îngrijorare și acolo unde îngrijorarea ne-a cuprins, Dumnezeu să ne dea biruința în numele Lui Iisus Hristos. Amin.